abundență. Ce înseamnă abundență pentru tine? Da? Problema multor oameni este că nu sunt suficient de specifici atunci când vine vorba de obiectivele lor. În momentul în care vii și spui abundență, ce înseamnă? Ok? O să-ți programezi creierul așa și o să tot spui vreau abundență, abundență, abundență și mă gândesc la abundență și pronunț cuvântul ăsta de un milion de ori pe zi și mă trezesc cu abundență. Rămân fără loc de muncă și am o abundență de timp liber. Asta este ceea ce îți dorești? Da? Asta este ceea ce îți dorești? Sau vii și spui, nu, ok, abundență pentru mine înseamnă bani. Ok, mergi pe jos și găsești o monedă de 10 bani. Ai mai mult cu 10 bani. Ai mai mulți bani cu 10 bani. Asta înseamnă pentru tine abundență? Subconștientul nostru ne servește atât timp cât noi suntem specifici și cât îi cerem în mod specific. Am chiar și aici, de exemplu, un citat din Biblie, da? Nu mai puțin să-l citesc. Se potrivește la. Spune așa, ce seamănă omul, aceea va și secera. Și un alt citat, tot din Biblie, spune așa, dați și vi se va da o măsură plină, îndesată, clătinată și care se revarsă, va fi pusă în poala voastră, căci cu ce măsurați, vi se va măsura. Pentru a crea mai multă prosperitate materială, începe să oferi. Da? Începe să oferi. Este un prim pas și un exercițiu simplu pe care îl poți face. Da? Gândește-te că banii nu fac altceva decât să amplifice ceea ce tu deja ești. În momentul în care tu vii și oferi, da? În momentul în care tu vii și oferi din darurile tale, și nu mă refer doar la bani, ci mă refer și la oferă 100% în jobul tău. Da? Gândește că abilitățile pe care tu le înveți la jobul tău, ție îți rămân. Faptul că tu te dezvolți profesional ca urmare a activității pe care o ai de zi cu zi este o bogăție care îți rămâne ție. Și lucrul acesta se întoarce în viața ta sub o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu. În momentul în care tu oferi cuiva 5 lei, 10 lei, în momentul în care ieși la, nu știu, la o pizza, la o cafea și nu mai te uiți, stai de data asta, nu plătesc eu sau stai de data asta plătesc eu cu 2 lei mai puțin sau nu știu, ceva de genul acesta, da? În momentul în care renunți la astfel de comportamente, nu spun că cineva din comunitatea noastră ar avea aceste comportamente, însă ele există. Da? Ele există, aceste comportamente. Și, de exemplu, a fost o perioadă în viața mea când mă uitam cum să fac să plătesc cât mai puțin, cum să fac să obțin un discount, cum să fac să, nu știu, să iau ce este mai ieftin. Ce transmiți creierului tău? Sau să nu las bacșiș, de exemplu, acolo unde mergeam. Ce transmiți, de fapt, creierului tău în momentul în care ai această atitudine? Transmiți că, de fapt, nu ai. Care este convingerea care este în spate în momentul în care îți este teamă să dai drumul la acei 5 lei, la acei 10 lei, de exemplu. Care este convingerea din spate? Că mi este teamă, da? Că nu voi mai primi alți bani. Că mi este teamă că nu am suficient și că simt că nu am suficient. În momentul în care tu oferi, transmiți subconștientului tău mesajul că ai suficient, că este destul pentru tine. Da? Și foarte mult este de lucru aici pe partea de abundență materială și prosperitate materială cu legile Universului și cu convingerile limitative și convingerile împuternicitoare, da? Pe tema.